Controversatul profesor de matematică romașcan Tit Tihon are o teorie diferită cu privire la moartea neașteptată a patronului Hexifarma, omul de afaceri Dan Condrea. Acesta afirmă că cel implicat în scandalul dezinfectanților furnizați spitalelor din România ar fi suferit de fapt un atac psihotronic, care i-ar fi fost fatal. Domnule profesor, iată că din nou dumneavoastră veniți cu o teorie halucinantă vis-a-vis de moartea domnului Dan Condrea, fostul patron Hexifarma. Ce s-a întâmplat în viziunea dumneavoastră acolo? Nu este o teorie și nu este o viziune. Acolo a fost un atac psihotronic, regizat foarte bine, la ieșirea din Corbeanca, prin care s-a transmis, prin tehnica bine cunoscută sau mai puțin cunoscută de către noi pământeni, prin care s-a transmis un dezechilibru total în subconștientul acestui om, care a manevrat necontrolat mașina, depășind viteza, după cum s-a și spus pe la televizor, dar accidentul fiind așa bine organizat de subconștient, încât s-au produs lucruri groaznice. Spun acest lucru pentru că eu am trăit efectiv un astfel de fenomen când eram detașat în 1993 la Chișinău. Atunci, datorită faptului că am vorbit în Piața Poporului despre Ilașco, despre familiile lui Ilașco care făceau greva foamei în Piața Poporului și lângă mulți scriitori și poeți moldoveni, am avut curajul să vorbesc despre această situație. Profesorul Romașcan a adus și argumente care să susțină această teorie. Puteți veni cu un alt argument care să susțină teoria dumneavoastră? Argumentul, am spus la început despre deci normalitatea acestui om a fost până la ieșirea din Corbeanca. După ieșirea din Corbeanca s-au întâmplat și televiziunile au prezentat anumite date care sunt sau nu sunt, s-au văzut sau nu sau poate să vor vedea în continuare. Pur și simplu a fost un atac psihotronic asupra subconștientului lui. Nu se poate un om dur, un om puternic să facă să ajungă la sinucidere. Un om dor și nu se sinucide, după cum spunea acolo, el mai mult atacă și el ucide, nu se sinucide ca și persoană, fiind o persoană dură. Nu e posibil să fi fost pur și simplu un accident? Nu. Este imposibil, pentru că viteza pe care se presupune că a avut 150-160 km, datorită influențelor din subconștient, s-a dus în dezechilibrul lui mental, în așa fel încât s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ancheta în cazul morții suspecte a patronului Hexifarma este încă în desfășurare. Până în momentul în care vom avea o concluzie oficială, toate teoriile legate de acest caz sunt pure speculații.